Cine zice că biserica nu este în ton cu vremurile? În Statele Unite, cel puțin. Una dintre cele mai mari confesiuni creștine din Nevada, stat care are și prima femeie transgender Miss, numește acum primul episcop transgender. Megan îl sau o cheamă pe noul episcop. Spune că vrea să aducă speranță și să ne lărgească orizonturile în ceea ce îi privește pe transexuali. Va conduce unul dintre cele 65 de sinoade ale Bisericii Evanghelice Americane, care are în grijă peste 200 de congregații din California de Nord și Nordul Nevadei. Preiau acest rol mulțumită comunității luterane diverse, care cu rugăciune și înțelepciuni a votat să facă un lucru istoric, a spus la preluarea funcției. Peste ocean, englezii sunt mai puțin deschiși către astfel de schimbări. O școală primară dintr-un oraș renunță la grupurile sanitare neutre, proaspăt instalate, în urma reacției părinților. Elevii au fost speriați și supărați de când toaletele erau deschise tuturor, indiferent de sex, au spus părinții. S-au plâns că decizia a fost luată fără ca ei să fie consultați sau măcar informați și au reușit să convingă conducerea să dea înapoi. Directorul școlii a recunoscut că s-a cam grăbit și a spus că totul a fost cu bune intenții.